Eu sunt Cosmin, iar astăzi, alături de Cosmin, o să discutăm despre top 5 personaje din regulă show care erau ciudate. Ei bine, dacă doriți să ne susțineți să acest prin, apăsați butonul de subscribe, plus apropoțeam la curentele clipuri care vor apărea pe acest canal, dacă în regulă clip. Porcul lui Benson. Începem topul cu un personaj din regular show pe care cred că mulți ați încadrat la această categorie pe care noi ne-am gândit să-l punem. Sos de mere a fost și va rămâne unul dintre cele mai ciudate animale din regular show. Chiar din prima apariția sa ca animal de companie pentru Benson, cât și în viața sa anterioară. Acesta momentan este animal de companie a lui Benson, dar el înainte a avut o viață mai palpitantă ca spărgător de bănci alături de prietenului său, Harry, pe care dorește să-l ajute chiar dacă au avut neînțelegeri și s-au despărțit ca echipă. Dar prietenia niciodată aceasta nu ar fi pierit. Un episod cam ciudat, după părerea noastră, și ca un mic hint, înainte pe Sos de Mere îl chema Leroy, mare porc, mare caracter. Locul 4. Deja pot spune că recunoaște acest personaj, fiindcă pe locul 4 îl avem pe cafea, plus și pe translator, fiindcă amândoi au venit la pachet. Ceea ce este ciudat la ei, încă din sezonul 1, în care au avut un episod în care erau doar villains pentru Mordecai și Rigby, cafea dintre toți a fost foarte ciudat, fiind o babă de cafea care în principiu producea cafea pe care o dăruia din mâini și din piept, să zicem așa mai frumos. Fiind foarte ciudată pe cât de multe au făcut pentru a da acea cafea lui Mordecai și Rigby și să-i împiedice să ajungă la concert, făcând chiar imposibilul să devină posibil, dar până la urmă a fost învins. Locul 3, Doug. Cineva mai cunoscut, cred că pentru mulți, al treilea personaj ciudat din acest top este Doug. Faptul că el, de la un om al străzii care dorea să aibă un loc de muncă, care de fapt erau foarte aceste cuvinte despre el, fiind doar un șarlatan care dorea, doar voia să acapareze locul și să facă orice pentru a jigmăni, dar a găsit omul ideal. Acel om ideal era Rigby, care în acel episod avea o grevă pentru că se săturase să muncească. Îl găsește pe Doug și, necrezând de ce este în stare, îl pune să muncească. Dar în cele din urmă, chiar dacă este plătit puțin, planul său era să transforme Rigby la spec și chiar așa a făcut până când Rigby și-a dat seama și l-a oprit împreună cu Mordecai, fiindcă nu dorea să tolereze așa ceva pentru propria sa imagine. Al petrecăreț. Da, am început topul cu caractere mai cunoscute, iar acum continuăm cu unul pe care doar fanii regular show îl știu. Calul petrecăreț este unul dintre cei mai ciudați din serie. V-aș spune că pentru mine, văzând episodul în care o navă spațială aterizează în parc, dar și cum din ea iese un cal, a fost ciudat. Dar, pe lângă asta, să fie și un cal care doar petrece, iar planeta sa este una dedicată distracției, este un lucru mai ciudat. Văzând într-un desen, vine pe pământ pentru a cere ajutor să învețe pentru examenul pe care trebuie să-l dea calul. Petrecăreț, cum ieși din nume, nu poate face altceva în afară de a petrece, deci e un lucru mai complicat. Dar cu ajutorul lui Mordecai, cât și Rigby, reușește într-un fel să învețe pentru examen. Într-un fel mai rău, dar a învățat totuși ceva. Locul 1, aniversarea. Cel mai ciudat caracter după loc, dar nu prea, dar totuși este ciudat. Cum creatorul serii a pus acest cântec de la mulți ani într-un personaj cu cap de tort, care nu dorea ca cântecul lui să nu fie popular. Să ajungă să se lupte într-un song battle alături de Mordecai și Rigby, dar totuși, Mordecai și Rigby au câștigat mai repede cu cântecul lor. Aniversarea în sine a fost un personaj ciudat în aparențe, cât și pentru plot, dar confruntarea lor a fost faină. Nu chiar pentru locul 1, dar merge, de ce nu? Ei bine, aici încheiem clipul, dar voi ce părere aveți? Care din aceste personaje vi se pare cel mai ciudat din acest top? Aveți canalul lui Cosmin în descriere, dați lui un subscribe, iar noi ne vom revedea la un videoclip. Ciao!